Premierul Marcel Ciolacu i-a chemat la discuții pe miniștrii responsabili. Printre ei sunt și oameni care caută doar faima. Românii merită partide și oameni politici care se țin de cuvânt. Chiar în Constituție este un articol care spune: aveți încredere că știm despre ce vorbim. Încă de la romani a rămas acea componentă de pâine și circ. Mai reprezintă fotoliul de la Cotroceni o miză importantă pentru Mircea Joan în acest moment? Jobul pe care l-am aici la NATO îmi interzice, în mod formal, să mă pronunț cu privire la politica internă a statelor aliate și cu atât mai mult să am un comentariu politic cu privire la țara de unde provin și pe care o iubesc atât de mult. Nu cred că este loc pentru aroganță. Ora 20, doamnelor, domnilor, bun găsit, urmăriți o nouă ediție a emisiunii La Zi și vă mulțumesc. După ce Aura a anunțat poliția că a dispărut președintele României, Klaus Iohannis a revenit în activitate. Protestele momentului par să dezbine coaliția de guvernare. Sau cel puțin asta ne arată dialogul liberalului Rareș Bogdan cu socialdemocrații. Cine salvează România anul acesta, politicienii sau electoratul? Vom afla în această seară chiar de la președintele USR, Cătălin Drulă. Începem cu o dublă declarație de la lansarea candidaturii lui Lucian Județele la primăria sectorului 3 și revenim cu invitatul seri. Politica se face cu bani, politica se face cu mijloace media. Media în România este cea pe care o cunoaștem și de aceea dreapta trebuie să facă acele mișcări necesare pentru a veni cu candidați care să câștige în București. Sunt bucuros că această alianță s-a format și nu pot decât să vă urez să ne urăm succes. Suntem pe calea victoriei și la doi pași de piața Revoluției, unde s-a murit pentru democrație. Această zonă a devenit simbolul rezistenței față de atacurilor forțelor nedemocratice care se reinventează și capătă noi forme. Sunt conștient de faptul că astăzi, mai mult ca oricând, este necesară o regenerare democratică și o asumare a răspunderii și intrarea într-o bătălie împotriva unui adversar cu resurse infinite. Omule bun, pentru ca răul să triumfe din nou, iar și iar, în sectorul 3, este de ajuns ca tu să stai acasă și să speri că totul va fi bine. Am revenit, suntem în direct, iar dumneavoastră urmăriți principalele informații ale zilei și vă mulțumesc că sunteți în număr din ce în ce mai mare. Vă reamintesc faptul că ne puteți vedea în toate rețelele de cablu din România, dar și în mediul online, pe canalul nostru de YouTube Live și pe site-ul nostru a7tv.ro la secțiunea Live. De asemenea, așa cum știți, La Zi este singurul program de actualitate din România care prezintă și oameni politici, fără a face însă politică de partid, din contră promovăm politici publice pentru dezvoltarea României. Despre dezvoltarea României, dar pentru că este un an foarte important, în care fiecare dintre noi trebuie să alegem pentru viitorul nostru. Discutăm în această seară cu domnul Cătălin Drulă, președintele USR și în același timp fost ministru al transporturilor. Bună seara, vă mulțumesc! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Multe alegeri, multe candidaturi. Tocmai ce am văzut un material de la lansarea colegului dumneavoastră, Lucian Județele, de ieri la primăria sectorului 3 și aș începe de aici. Era în acest material și primarul general Nicușor Dan, dar și candidatul. Aveți șanse cu Negoiță la acest sector? Evident, este o luptă grea. Eu am spus-o și la discursul de lansare, dar așa a fost și pentru Radu Mihaiu, așa a fost și pentru Clotilde Armand și chiar pentru Nicușor Dan. Tuturor li s-a spus că nu se poate. Lui Dominic Friț, la Timișoara, mi-aduc aminte cu câteva zile înainte de alegeri, se prezentau sondaje în care era cu 20 de puncte procentuale în față Nicolae Robu, fostul primar. Nu e o luptă ușoară, dar e una corectă. E un om care s-a construit pe sine, un om care preocupat de comunitate, un om care din poziția de viceprimar
hărțuit de actualul primar și lăsat fără atribuții, s-a luptat permanent pentru comunitate. Un om care n-a venit, să spun eu, pe o traiectorie meteorică, ci a învățat cu ce se mănâncă administrația. A fost în Consiliul Local, viceprimar, mă refer la Lucian Judele. Lucian Judele ar fi un primar bun pentru sectorul 3. Sectorul 3, în momentul de față, are un primar, eu i-am spus, din acesta, panglicarul vesel. Este un model de primar. Dacă vi-l aduceți aminte, ne uitam toată România consternați, cei care nu suntem din Constanța, la primarul Mazăre pe vremuri. Un primar care desfășoară destul de multe activități de-astea stridente, ia în brațe copaci, jonglează cu palmier, dar de fapt, în spatele amuzamentului pe care ni-l stârnește și întrebărilor până la urmă legitime, o zonă în care nu vreau să intru, despre cât de mult este într-o stare fizică potrivită funcției dumnealui. Dincolo de aceste lucruri există lucrurile dure și grave, și anume rețele de drenat bani publici, care au fost documentate de presă, firme care unde sunt poziție tip sinecură. Legăturile acestui primar, a domnului Negoiță, merg până în apropierea premierului Marcel Ciolacu. Sunt niște investigații de presă care au arătat cum apropiați și apropiate de ale premierului sunt într-o zonă cu mai multe firme care merg la licitații cu dedicație. E un primar care risipește foarte mulți bani publici. Sunt toate aceste companii, a fost un model la vremea respectivă, prin anul 2017, vă aduceți aminte că și Gabriela Firea a creat o serie de companii municipale, un model, că tot vorbeați despre politici publice și suntem la emisiune de politici publice, un model care s-a dovedit în cea mai mare parte falimentar. Adică aceste structuri, companii de municipiu, companii de sector, au fost create de fapt doar pentru a da niște locuri de muncă, pentru a fi cumpărate laptopuri, telefoane, mașini de serviciu unei întregi clientele de partid, iar în ceea ce privește performanțele pe care ar fi trebuit să le aibă, de altfel multe dintre ele regăsindu-și rostul, acestea nu există, numai că sunt niște unelte la îndemână, mai sofisticate pentru, pentru această clasică mufare la banul public. Deci da, cred că este Lucian Judele și Alianța Dreapta Unită, USR-ul, au o șansă să scape sectorul 3 de un tip de primar care vine din niște vremuri pe care le credeam apuse în România. Bun, despre Lucian Judele, doamnelor, domnilor, și cu Lucian Judele vom discuta mâine seară la aceeași oră 20 aici cu principalele informații ale zilei. Domnule Drulă, mă întorc la Alianța de Dreapta pentru că ați adus-o în discuție. Polul de Dreapta, nou înființat în decembrie, dacă nu mă înșel, ați avut lansarea. Ce înseamnă acest pol pentru cine n-a aflat încă? Dumneavoastră, adică formațiunea USR, formațiunea PMP și Forța Dreptei, ați făcut această alianță. De ce ați făcut această alianță? Pentru că dumneavoastră stați bine mersi cu pragul de a intra în Parlament. Celelalte două partide nu prea. Și atunci ne mai uităm și la faptul că ați făcut guvernare cu PNL și domnul Ludovic Orban vine din PNL. Care este obiectivul polului de dreapta? Obiectivul Alianței Dreapta Unită, numele proiectului de cod, într-adevăr, polul de dreapta, obiectivul Alianței Dreapta Unită este să ofere o alternativă reală, liberală, modernă, pro-europeană, la guvernarea actuală. Avem o guvernare PSD-istă. E acolo partidul Viora I, este PSD. Voturile PNL, într-o metaforic vorbind, sunt puse la remorcă, puse de șeful statului, până la urmă, care a girat și a nășit această alianță care, cred că, orice alegător din România, indiferent ce partid a votat, chiar și PSD-ul, să ne aducem aminte aici, dacă îmi permiteți o paranteză, cât de mult l-a atacat PSD-ul pe Klaus Iohannis. Klaus Iohannis, acum numai 3-4 ani, era un dușman al neamului, îi spunea numai pe numele mijlociu pe care lumea îl cunoaște mai puțin, Werner, pentru a-i sublinia neromunitatea în viziunea lor, era un discurs de-a dreptul vitriolic. Toată s-a pupat piața independenței, ca în, iată, la 150 de ani, la fel ca în schițele lui Caragiale, și lăsând iarăși gluma la o parte, e o temă recurentă, hazul de necaz, a fost și la lansarea colegului meu. Absolut. În România. O să avem haz de necaz. Necazul este că românii au fost păcăliți.
După mine este cea mai mare fraudă electorală, o fraudă politică care s-a comis în România după Revoluție. La diferitele alegeri prin care am trecut, poate că oamenii au mai fost duși de nas de politicieni, li s-a mai promis ceva și nu s-a livrat, dar niciodată n-au fost într-atât de mult răsturnat în contrariu ceea ce s-a promis. Președintele Klaus Iohannis, cu două zile înainte de alegeri, pe 4 decembrie 2020, a ieșit și a spus României: am un mesaj în calitate de lider al vostru, al țării. Ieșiți la vot și votați anti-PSD, pentru că atâta timp cât PSD-ul va... E citat acesta, l-am învățat. Corect. Atâta timp cât PSD-ul va fi la putere, România nu se va moderniza. Ne-a prezentat, și sunt niște lucruri care eu sunt de acord, ne-a prezentat PSD-ismul, un mod de acțiune, că până la urmă nu suntem... Politica e despre politici publice, dar PSD-ismul e un mod de acțiune, este un tip de regim extractiv în care pozițiile publice se ocupă pentru a atrage bani din ele, prin diferite feluri. În cel mai benign mod sunt acele sinecuri, care până la urmă sunt niște salarii, dar munca nu prea se realizează pentru acei bani și ajungem la formele de-a dreptul maligne, canceroase pentru societatea românească, corupția, contractele cu dedicație, șpăgile și așa mai departe. Am avut recent cazul unui porbagaj cu bani. Ei bine, PSD-ul a venit și el la alegeri cu oferta sa. Și a primit, recunosc, multe voturi, dar a primit doar 30%. Doar o treime, ceva mai puțin de o treime din România au fost convinși de mesajul lor. Deci dumneavoastră vreau să ne spuneți că Klaus Iohannis a spus nu votați PSD, după care a dus PSD la guvernare. Dacă ne-ar asculta, v-ar spune că v-a pus la guvernare, adică a avut coaliție între PNL și un alt partid de centru-dreapta modern, dar n-ați rezistat dumneavoastră la guvernare. A fost un plan de a ne scoate de la guvernare, pentru că noi n-am spus lucrurile pe care le-am spus în campanie că dau bine. Am intrat să facem treaba pe care am promis-o, să facem reforme, să, dacă vedem o zonă de corupție, să o înlăturăm, să dăm drumul la proiecte de dezvoltare, lucruri pe care le-am făcut la Ministerul Transporturilor. Eu am intrat la Ministerul Transporturilor pentru pasiunea mea de dezvoltare de infrastructură, de autostrăzi, de căi ferate, dar Ministerul Transporturilor se ocupă cu multe domenii și printre altele are în subordine metroul din București. Și metroul din București era sufocat de niște construcții ilegale, care aduceau un pericol siguranței publice, care reprezentau o întreagă rețea de corupție, de care nu se atinsese niciun ministru. N-a fost obiectivul meu, n-a fost pe lista, pe programul de guvernare, ca să-i spun așa. Dar discutând prioritățile pentru... Sunt 50 de instituții în subordinea Ministerului Transporturilor. Și le-am luat pe rând, evident am fost top luni ministru, până la urmă nu sunt Superman, dar am încercat cât de mult să intru în fiecare zonă și să mă asigur că oamenii potriviți se ocupă, că politicile publice sunt bine aliniate, vorbesc că preocuparea postului pentru politici publice și eu sunt foarte preocupat și chiar despre asta ar trebui să discutăm în politică și mai puțin despre, teme false. Revenind la Ministerul Transporturilor, când am ajuns la metrou, am constatat că e o problemă. Ce am făcut? Ne-am întors capul. Mi-am creat inamici prin această zonă. Ori Klaus Iohannis, în loc să țină spatele, să îmi țină și mie spatele, să țină spatele celor care s-au luptat pentru modernizare, colegilor mei din USR, a zis, păi ce faceți? Voi deranjați rețelele bine mufate la banul public? Afară cu ăștia, hai cu PSD-ști că cu ăștia ne înțelegem. Și practic le-a dat niște voturi care nu erau ale lor, pentru că oamenii care au votat PNL, nu pot să vorbesc în numele tuturor, dar cred că într-o majoritate covârșitoare, 80-90% ne arată cercetările sociologice, erau cetățeni cu viziune și cu dorință ca PSD-ul să fie înlăturat de la putere. Ei bine, asta a dus la o situație atipică, o coaliție cu o majoritate covârșitoare, obținută pe gratis de un partid și de un lider, de domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu conduce România cu foarte multe voturi în Parlament, cu o majoritate, dar care nu e a lui. El are 30%. Lui au mai fost date niște voturi pe gratis de Klaus Iohannis. Gratis din punctul nostru de vedere al cetățenilor. Ei între ei s-au tot târguit pentru. Ei bine, România are nevoie de o alternativă. Extremismul nu reprezintă o soluție, este doar o mișcare de violență și de stârnire aurii și are nevoie de o alternativă de dreapta, liberală, pro-europeană și modernizatoare. Statul român a fost într-un proces de modernizare în ultimii 30 de ani, dar acest proiect nu s-a încheiat. Și dacă închidem așa diferite paranteze pe care le-am deschis,
Un om care ține un copac în brațe și sau se apucă și pune niște palmieri și face un circ de ăsta, asta vine într-o zonă premodernă în care li se oferă oamenilor niște circ, zero soluții și sunt furați de banii pe care îi contribuie. Ori România are în continuare nevoie de reforme, de sisteme publice așezate pe baze corecte, de dimensionarea aparatelor de stat atât cât trebuie. Există foarte mulți bani în zona publică care se risipesc. E un jaf de-a dreptul al banului public. O să ajungem la ei. Știrea serii este că Cătălin Drulă candidează la alegerile prezidențiale. Înțeleg, sunteți trei partide. E adevărat, domnul Orban are o experiență masivă în politică, poate una mai mare decât a dumneavoastră, dar în același timp are și experiența aceea de MC. Ne așteptăm ca anul acesta să spună cine este generalul Cătălin Drulă? Mi-ar face plăcere să vă dau această știre a serii astăzi seara la 7, dar trebuie să respectăm niște pași și să punem lucrurile într-o ordine. N-avem încă stabilit candidatul alianței. Nu o să mă ascund să vă spun că sunt liderul unui partid, sunt liderul celui mai mare partid din această alianță și un lider al opoziției, dacă spune că nu se vede pe sine în fruntea acestei lupte pe care ați amintit-o, înseamnă că n-are ce căuta acolo. Dacă va fi cazul, îmi voi asuma această misiune. Am 7 ani de politică, am înțeles multe despre România și câtă nevoie are România la Cotroceni de un om cu viziune, cu curaj și cu atitudine reformistă. Este, nu vă dați seama ce mult funcționează pentru mulți oameni cinstiți și buni, semnalul că sus acolo, în fruntea statului, este un om căruia îi pasă, care știe ce face, care cunoaște, care știe administrație, care știe politici publice, că tot vorbeați, că până la urmă un stat e bazat pe politici publice și care are și curajul și poate să inspire pe ceilalți. Eu cred că am arătat prin munca pe care am făcut-o și n-am sărit nici pași, am fost deputat, am fost un consilier în Guvernul Tehnocrat, am fost deputat de Timiș, am fost liderul grupului parlamentar înainte de alegeri grupului parlamentar USR, apoi am ajuns ministrul transporturilor și dacă vă uitați la ce au făcut alții în 8 luni, cred că pot arăta niște lucruri și evident nu e suficient să subliniez cât de mult din această moștenire a mandatului de care sunt foarte mândru se datorează unei echipe și unor oameni care au făcut acele lucruri să se întâmple. Eu am avut doar rolul de a forma această echipă și de a inspira pe acei oameni. Ceea ce, mă rog, le sunt recunoscător pentru că discutați acum cu domnul Orban, eu știu, cu domnul Eugen Tomac despre cine să fie candidatul dintre aceste trei nume sau trebuie să fie neapărat președintele partidului, că poate fi o femeie, de exemplu, doamna Lasconi, la care o să ajungem în curând. Discutăm în primul rând despre alegerile europarlamentare. Nu pot să să subliniez suficient de mult cât contează aceste alegeri. Când vom ști sau când veți ști? Această discuție va fi după alegerile europarlamentare. Până atunci, toate energiile vor fi pe această bătălie politică care are o semnificație mult mai mare decât într-un an electoral obișnuit. O să și, dacă îmi permite, și explic de ce, pentru că oamenii nu stau toată ziua cu nasul în politic. Avem toate rundele de alegeri în acest an. Avem aceste europarlamentare pe data de 9 iunie, într-o duminică, organizate în circumscripție unică națională, ceea ce înseamnă, o să le fac și reclamă un pic de reclamă procesului democratic, ceea ce înseamnă că pot vota oamenii indiferent unde sunt. Corect. Deci dacă sunt la țară, la părinți sau într-o mică vacanță sau oriunde ar fi pe 9 iunie, se duc în orice secție de vot cu buletinul și pot vota acolo. Un lucru care favorizează prezența la vot și exprimarea unui vot politic național. Contează foarte mult și reprezentarea în Parlamentul European și cei 2 ani de când sunt președinte al USR am muncit mult pentru aceste relații ale USR la nivel european, pentru că eu vreau să contăm ca voce. Ori asta se face în Europa când construiești în mulți ani multe relații și o stabilitate. Este foarte important în seara de 9 iunie, când vom vedea pe toate ecranele acele bare în graficele de sondaje, atunci se va vedea că toată această poveste în care ni s-a vândut convenabil actualei puteri,
că alternativa este PNL-PSD sau extremismul, că această poveste este falsă și că există calea corectă, calea alianței dreapta unită. De aceea vom lupta pe toate fronturile pentru a convinge fiecare român să iasă la vot și din punctul acela nu vom mai discuta despre sondaje, despre ipoteze. Poate sesizați o ușoară exasperare în vocea mea. De ce? Pentru că și eu, cum vă spuneam, sunt pasionat de politici publice și de un an și jumătate. Vă deranjează sondajele făcute la comandă de anumite partide? Să știți că nu asta neapărat mă deranjează, cât de multă energie. Dar, nu vreau să neg legitimitatea subiectului sau dreptul presei de a întreba despre el. Mă deranjează într-un fel la nivel societal cât de multă energie petrecem chițibușând despre ce se va întâmpla și gândind tot un termen de combinații și aranjamente. Eu sunt întrebat încă de acum un an și jumătate, dar cine va candida, nu numai din partea USR, ci de la celelalte partide, dar credeți că se va înțelege domnul Ciolacu cu domnul Ciucă, dar cum se vor certa ei între ei, dar care cumva asta lasă oamenilor senzația că politica ar fi doar un joc de culise, ori cred că politica este și despre vocație, despre crez, despre inspirație și despre a conduce undeva. Despre alegerile europarlamentare pe care le-ați menționat, primele alegeri, da, în 9 iunie 2024, sunteți singurul partid, acum Alianța de Dreapta, care aveți niște nume clare, o listă definitivată cu candidații dumneavoastră. Pentru că am adus în discuție pe Elena Lasconi, era primul nume, da, cu care ați deschis această listă, după acel, da, dacă vreți, conflict de familie, personal, nu mai este pe prima poziție. Între timp a fost mediatizată și legată acum de sondaje. Imediat după acel conflict de familie dintre doamna Lasconi și fiica domniei sale, în sondaje părea pe primele poziții ca un candidat la alegerile prezidențiale. E drept, nu știu dacă de la USR, independent sau de la alt partid, pentru că seara trecută a dezvăluit că a primit oferte de la AUR. Și acum vreau să vă întreb direct, domnule Drulă, dacă tot acest conflict, scandal, cum vreți dumneavoastră, în această perioadă, este de fapt o idee care vă ajută pe dumneavoastră la nivel de USR, vreți să o mediatizați și mai mult pe Elena Lasconi, da, cu prețul imaginii negative, pentru a o propulsa la alegerile prezidențiale sau, din contră, dat fiindcă vorbește acum despre AUR, doctrine diferite între domnia sa și USR, vă delimitați. A demisionat din funcția de vicepreședinte, dacă nu mă înșel, USR Argeș. Da, nu cred că e niciuna, nici cealaltă. Până la urmă, într-un partid poate exista, într-o anumită limită, o diversitate de voci și de opinii. Eu v-am spus puțin mai devreme că am avut răbdare în politică. Sunt din 2016 și și cred că asta e important în orice carieră, să ai o răbdare, să construiești pas cu pas și să formezi echipe. Nu cred în politică ca sport solitar de vedetă. Nu cred că soluțiile sunt în spectacol. Am spus-o chiar atacând niște adversari politici, asta, ci în substanță. Ori substanța se capătă formându-te pe tine și gândindu-te la binele unei echipe, pentru că, până la urmă, politica nu e un show de televiziune. Este prezentată de multe ori în acești termeni, dar este o îndelnicire care ar trebui să fie una nobilă. Știu că asta ne stârnește un zâmbet, pentru că politica a căpătat un nume foarte prost. Și asta este o problemă, de fapt, mai generală decât în România și la nivelul Europei, că politica a căpătat un renume atât de prost încât oamenii încep să-și imagineze soluții din nou în afara politicii. S-a mai întâmplat asta în niște negre timpuri. În rest, chestiuni de familie, permiteți-mi să nu le comentez și în rest, vă spuneam că într-un partid există o diversitate de voci și e normal să fie așa. Bun, o să avem un minut până la pauza pe care o avem imediat, însă v-aș întreba, legat așa de transportul și ce ați putut dumneavoastră să faceți și că sunteți pasionat de dezvoltarea României, reprezintă omul cu portofoliul de la transporturi nucleul dur dintr-un partid? De ce? Dumneavoastră ați fost la Ministerul Transporturilor în guvern, conduceți partidul USR. Domnul Grindeanu e la transportul și înțeleg că îi cam face agenda, cel puțin pe surse. Astea sunt informațiile domnului Ciolacu, în sensul că nu-l asistă la agenda, ci îi dă de executat. Și Traian Băsescu l-ați uitat. Și Traian Băsescu. Deci istoria ne învață multe.
Eu nu cred asta, nu cred că portofoliul acela... Cred că portofoliul depinde de cine îl ocupă și cât de pasionat este și cât muncește pentru proiecte. Eu am, din secunda în care am intrat în minister și până când am ieșit și am sărutat steagul care era în birou și mi-am luat la revedere de la acel birou cu sufletul împăcat și conștiința că am făcut ceea ce trebuia, am fost permanent preocupat de cum să fac. Aveți pe fundal, avem Sigur. Autostradă, să știți că am văzut-o chiar în viziune periferică cu paletele verzi antiorbire, care le subliniez și cu această ocazie că trebuie montate pe exteriorul curbelor pentru a menține vizibilitatea. Am văzut acolo o mică, cred că da, o mică eroare de amplasament. Vedeți, până la urmă trebuie să spese de lucruri și să formeze echipe. Dacă politica este doar despre cum Bun. Ești tu mai bine, nu ajunge. Despre undeva. Transporturi în continuare și despre actualul ministru vom discuta, domnule Drulă. Mergem în pauză, scurtă pauză și revenim aici cu principalele informații ale zilei.